Astăzi vom traversa de la Domnul care răspunde acestor întrebări la omul care își adresează întrebările. Că, apropo, cu mine cu rămâne chiar așa, eu de unde sunt, eu de unde vin, eu ce fac, cine sunt. Și prin, prin reflexie, prin, prin imitare, aș putea să spun, ne dăm seama că, de fapt, în definiția pe care omul o va primi în urma căutării acesteia, el va găsi resurse pentru a, a da și pentru a fi ceea ce este menit prin creație. Cam asta, cam de, de aici, aici, de la trecem deci de la, de la Domnul la om. Dar nu la om fără repere, așa, ce cred el în sine, să aminteală, ci la om căutând niște repere solide pentru Vederea lui de sine, cum, imaginea lui de sine, cum mă văd eu, ce, ce cred eu despre mine. Și cum se poate cunoaște și evalua um, pe sine un om? Uh, tocmai, tocmai aceasta este problema. Căutarea există, oriunde. De, la, de când e de copilul mic, el să uită în ochii tăi, să vadă ce fel de reacție, ce fel de, de mediu produce el, dacă are importanță, dacă ai acordat atenție. E tot timpul în căutarea aceasta febrilă. Dacă este dorit, dacă nu este dorit, dacă e bine sau rău, ce face, e, e permanent. El își are repere, bineînțeles, în primul rând, din, din mediul imediat, dar după ce un om înaintează în timp, atunci el are trebuință de niște repere mult mai înalte și mult mai distante, aș zice, decât mediul imediat. Și caută, în final, în afară de poziția lui în, în geosistem, pe Pământul ăsta și în, în lumea în care trăiește, până la urmă mintea ei se îndreaptă către lumea nesfârșită. A, acest fir de pulbere în această lume imensă. Îl frământă continuă această, această întrebare cu privire la, la adevărul despre el? Și cred că frământările vin și în urma faptului că nu găsește nimic aici pe pământ care no. să-i satisfacă cunoașterea. Nu, no. no. Ai punctat foarte bine, fiindcă răspunsuri de răspunsuri nu duce lipsă. Da. O grămadă. Dar, așa cum a spus Mântuitorul, numai cine bea din apa aceasta nu va fi sete, adică nu rămâne uscat în continuare. Observa că anumite băuturi sau droguri sau nenorociri dau dependență și un om, în afară de faptul că nu și-a satisfăcut setea, este și mai e mai bea apă de, apă de mare. Aceasta nu numai că nu potolește setea, dar distruge, cum am. Care ar urma să fie impactul asupra vieții, în urma cunoașterii? Îndată ce se așează în suflet răspunsul cel adevărat cu privire la viața mea și viața ta sau celor din jurul nostru, noi trăim o viață de o calitate diferită, de un alt nivel, avem o altă atitudine, avem o altă, un alt fel de perspectivă asupra vieții, privim societatea și omul de lângă noi cu alți ochi prin, în lumina aceasta, fiindcă nu numai la întrebarea despre mine răspunde Dumnezeu, cine mis, de unde vin, ce sunt chemat să fac, ci în răspunsul la această întrebare, necoul în ei aud despre cel de lângă mine și el este unul tot ca tine și atunci îl voi privi cu alți ochi. Se prevede o prezentare foarte interesantă, vă mulțumim! Aș dori mult să traversăm de la felul mm. comun în care am văzut viața proprie și lucrurile către acela pe care Dumnezeu vrea să ne descopere nouă în mod cu totul special. Acesta va fi, de fapt, punctul central al predării noastre cu această ocazie. Cât de mare este bucuria sufletului meu de fiecare dată când avem posibilitatea și harul de asta împreună în prezența lui Dumnezeu pe care l-am chemat prin rugăciune și care s-a promis pe sine prin făgăduință oriunde doi, două sau trei persoane se vor întâlni pe baza mea, spune Domnul, eu voi fi în mijlocul lor și noi suntem acum o familie largă și ne întâlnim aici pentru acest înalt, cel mai înalt dintre toate privilegiile pe care le putem avea și anume acela de a cunoaște pe Dumnezeu. Aceasta se numește viață veșnică. De ce? Este greu de explicat în termenii noștri de oameni trecători, dar în cuvântul lui Dumnezeu expresia aceasta viață veșnică se traduce prin ceva care poate fi înțeles de noi și anume cunoașterea lui Dumnezeu. A învăța al cunoaște, a interacționa în viață, în experiența vieții, al descoperi în tot ce se întâmplă în jurul nostru, aceasta se numește cunoaștere de Dumnezeu, cunoașterea lui Dumnezeu în lucrare și se numește viața veșnică. Cu această ocazie vom traversa de la marea temă pe care am avut-o până acum în care Isus s-a recomandat pe sine și a spus cine este, și a spus de unde vine și a spus ce facem. Vom uh, traversa din locul acesta sfânt, uh, cum ar zice românul, cu picioarele pe pământ, la viața noastră de fiecare zi, cu noi cum rămâne. Aceste întrebări la care Evanghelia a răspuns în scurt, uh, cine ești tu, Doamne, și ce lucrare faci tu și de unde vii, ne inspiră pe fiecare dintre noi. <coughs> scuzați, ne inspiră pe fiecare dintre noi să ne întrebăm la rândul nostru cine suntem, de unde venim, încotro mergem. Cea mai frecvent utilizată întrebare cu privire la existența și destinul omului este expresia latină vadis homine, încotro mergi sau unde mergi omule. La această întrebare însă nu se poate răspunde decât dacă în prealabil am răspuns la o altă întrebare și anume cine ești tu omule ca să spun unde mergi și de unde vii omule ca să spun cine ești. Această construcție care are la temelie cuvântului Dumnezeu, experiența veacurilor, natura, mărturia și a cosmosului, și a lumii, și a pământului din jurul nostru, cu privire la creația lui Dumnezeu, această construcție, spuneam, a sufletului omenesc, ne transportă pe noi de la o copilărie a credinței și a înțelegerii cu privire la noi, la spre cele desăvârșite, cum numește Scriptura. Mântuitorului nostru i-a fost cerut semnul suprem al autorității Lui. Ați observat că un ambasador, când merge într-o țară, prezintă scrisorile de acreditare. Uh, regele sau împăratul sau șeful statului de unde vine el a produs o scrisoare sau mai multe pe care i a mânat omul acesta și a spus o dai șefului statului unde mergi din partea mea. Și el, acest președinte, uh, confirmă pe omul acesta, e trimis de mine, este ambasadorul țării. Se numește scrisoare de acreditare. Iisus a venit între noi cu cea mai inimaginabilă acreditare. Nu sunt trimis de împăratul, nici de președintele, sunt trimis de Dumnezeu. Și mai mult decât atât, sunt trimis să stau cu chipul meu, cu viața mea, ca martor al adevărului despre Dumnezeu. De așa natură încât oricine vede pe fiul, cunoaște pe tatăl. Dar oamenii au întrebat este într-adevăr tremurătoare această descriere a originii tale, a venirii tale și a lucrării pe care o faci, dar am vrea să știm, au spus oamenii și spun până în ziua de astăzi și vor continua să spună: care este acreditarea ta? Ce document aduci tu? Ce probă aduci tu că ești acesta care spui că ești? Unii oameni s-au mulțumit să ia anumite aspecte ale vieții lui Isus, spunând, a fost un vindecător miraculos, a fost un mare învățător, l-au așezat în linia marilor învățători, la marilor oameni. Nu poate fi, așa ceva nu se poate întâmpla. Pentru că dacă Isus nu este cine a spus că este, atunci nimic din ceea ce a făcut nu mai reprezintă ceea ce se crede a reprezenta. Nu, se, se confirmă altceva. Iar dacă este cine a spus că este, tot ce s-a întâmplat în viața lui și tot ce trăim noi în umblarea noastră cu Dumnezeu pe pământ își schimbă complet valoarea. Așa că suntem în Evanghelia după Ioan, la capitolul 2, versetul 19, în care oamenii îl întreabă pe Isus și îi cer scrisoarea de acreditare care este documentul prin care dovedești că ești chipul lui Dumnezeu, că ești fiul lui Dumnezeu, că oricine te-a văzut pe tine a văzut pe Dumnezeu și dincolo de toate că eu și Tatăl una suntem. Care este evidența? Care este dovada? Vă puteți imagina că nicio minte care ar adresa astfel de întrebări nu se poate mulțumi cu un argument ușor, cu ceva care nu are consistența și puterea necesară. Trebuie să fie o dovadă pe măsura acestei declarații supreme. Cine m-a văzut pe mine, a văzut pe tatăl. Nimeni n-a făcut o astfel de declarație vreodată. Oamenii au spus că vorbesc despre Tatăl sau au venit uh, uh, în numele Tatălui sau Evangheliei, sau... dar ca să spună: Cine m-a văzut pe mine a văzut pe Tatăl și eu și Tatăl, una suntem, uh, acest lucru nu l-a spus nimeni. Care este, deci, acreditarea ta? Au întrebat oamenii. Și Mântuitorul răspunde: Iată acreditarea mea și prezintă scrisoarea. Stricați! Templul acesta și în trei zile îl voi ridica. Acesta este semnul, aceasta este scrisoarea de acreditare, aceasta este dovada faptului că tot ce am spus este adevărat înaintea lui Dumnezeu. Stricați templul acesta și în trei zile îl voi zidii iarăși. Erau într-un loc și vorbeau despre ceva care constituia suprema și permanenta preocupare a oamenilor din jurul lui Isus, Templul. Și ca să spui cuvântul acesta, stricați timpul acesta, și să nu te gândești la ce înseamnă acest cuvânt în mințile lor, cum vor traduce oamenii ce ai spus tu acum, ca să spui așa ceva fără să te gândești, nu cred că poate fi inclus în locul acesta. Isus sigur a știut la ce vor gândi oamenii. Absolut sigur, n-a avut niciun fel de îndoială și totuși a spus cuvintele acestea. Alte dăți, el a exercitat o măsură de prudență în funcție de audiența pe care o avea. Chiar am menționat acest lucru într-un studiu biblic pe care l-am avut recent în California. Dumnezeu a revelat scripturile ținând cont de audiență. Spunând, mai am multe să vă spun, dar acum nu le puteți purta, sau spunând, v-am scris ca unor copii pentru că uh, nu v-ați maturizat în a înțelege Evanghelia, așa că a trebuit să mă adresez ca unor copii. Deci, dacă nu erau ca niște copii, uh, atunci ar fi fost, adresarea ar fi fost diferită. S-a ținut cont de audiență cu alte cuvinte. Și, în locul acesta, pare că nu. Pare că Isus. Nu ține cont de faptul că ei vor înțelege clădirea Templului acestuia, care va fi dărâmați-o că eu o zidesc înapoi. Dovada este faptul că, imediat în versetul 20, ei răspund: Au trebuit 46 de ani ca să se zidească Templul acesta, și tu îl ridici în 3 zile. Era clar, deci, și un copil și-ar fi dat seama că din cuvintele lui Isus aceasta vor înțelege cu atât mai mult Isus și totuși el a spus cuvintele acestea. Pentru că tocmai trezind o astfel de puternică emoție în sufletele lor și ridicând atenția lor la un așa nivel ca acesta, un adevăr ca acela pe care îl proclama Isus, avea șansa, cea mai mare șansă de a fi cel puțin memorizat perceput, înțeles limitat cu acea ocazie, datorită șocului pe care l-a produs cuvintele lui Isus, dărâmas templul acesta și în trei zile îl voi ridica iarăși. Cum au a trebuit 46 de ani și Versetul 21. Dar el le vorbea despre templul trupului său. Nu este ușor să reziști spitei de a fi înțeles acum și aici. Dar dacă se întâmplă acest lucru, de multe ori el este mult prea ieftin, mult prea local, mult prea restrâns. Dacă spui un cuvânt ca acesta și îl privești în perspectivă și știind fiecare pas al istoriei, fiecare clipă pe care metronomul acestui univers o va puncta știind toate, prevezi asemenea lui Iisus, prevezi că la o... Moment dat, va avea loc confluența dintre uluirea lor când a auzit despre de, dărâmarea Templului și șocantul, inimaginabilul uh, eveniment al învierii lui Isus. Aceasta și scrie în versetul 22. Tocmai de aceea, din cauza aceasta, deci că a fost atât de șocant, a fost atât de, 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 de insuportabil pentru sufletele lor să audă acest cuvânt tocmai de aceea, când a înviat din morți, ucenicii lui și-au adus aminte că le spusese vorbele acestea și au crezut Scriptura și cuvintele pe care le spusese Isus. Nu e adevărat că sunt atâtea lucruri pe care nu le înțelegem și suntem frustrați și am vrea să știm. Și... Dar asemenea lui Petru, care -și încerca o astfel de frustrare cu ocazia cinei Domnului, cuvintele lui se aplică fiecăruia dintre noi. Ce fac eu acum în viața ta? Nu înțelegi. Dacă ți-aș spune, ar fi foarte puțin că te ai pricepe. Vei înțelege mai apoi, vei înțelege pe traseu, vei înțelege pe drum. Ai încredere în ceea ce îți spun. Eu știu că aceste cuvinte pe care ți le spun acum vor germina și vor rodi în decurs de. Ce fac eu acum? Îi spune: Iisus lui Petru, Tu nu înțelegi, lasă-te condus de mine, dacă nu te spăl eu, nu există scăpare, ia-mă prin credință, ia-mă pe credit, dar. Nu vei rămâne pentru totdeauna în ceață cu privire la acest lucru, fiindcă mai târziu ai să înțelegi. Și așa a fost. Când Isus i-a spus: să Nu va cânta cocoșul de trei ori, ce asta, frate? Ce poate să însemne? să, Nu, nu, nu pot să. Dar când a cântat cocoșul a treia oară, atunci Petru și-a adus aminte de cuvintele lui Isus și ele nu au mai însemnat pentru el atunci când a cântat cocoșul a treia oară, ci au însemnat atunci când i-au fost puse în camera de sus, când nu făcea, nu, nu avea nici, nu aveau niciun sens, nicio direcție. Nu se poate așa ceva. A, a, a respins total posibilitatea împlinirii acestor cuvinte. Acum când aude Cocoșul cântând a treia oră, aceleași cuvinte revin în minte, dar într-o altă lumină. Același lucru se întâmplă aici, dar rugăciunea sufletului meu este ca Dumnezeu să ne ajute să înțelegem magnitudinea acestui semn, a acestei acreditări a lui Isus. Ați observat că Pavel Apostolul, ne spune că acreditarea lui Isus, dovada clară că este Fiul lui Dumnezeu, dovedit cu putere că este Fiul lui Dumnezeu, nu a fost scrierile, nu au fost scrierile profeților sau mărturiile oamenilor care au fost vindecați în jurul lui sau chiar a celor care au fost înviați din morți, nu acestea au constituit acreditarea lui Isus. Ci Pavel spune, dovedit cu putere că este Fiul lui Dumnezeu prin învierea din morți. Despre aceasta vorbea el în această împrejurare când ei i-au cerut acreditarea. dă scrisoarea de acreditare Că ești trimisul lui Dumnezeu, că ești Fiul lui Dumnezeu, că vii în numele lui Dumnezeu, că tu ești chipul lui Dumnezeu și cine te-a văzut pe tine a văzut pe Tatăl. Filip este oarecum îndreptățit să întrebe: Doamne, am înțeles, ne-ai învățat parabolele, ne-ai am văzut o mulțime de minuni da, și continui să ne vorbești despre Tatăl, dar. Arată-ne pe tatăl până la urmă, spune Filip. Acest lucru se întâmpla înainte de învierea lui Isus. Acreditarea a considerat Filip nu ar putea fi alta decât o descoperire a tatălui în care el avea să se rezeme, Filip și oricine altcineva ar fi văzut această descoperire, aveau să se rezeme pe simțurile lor, pe înțelegerea lor, pe mintea lor, ține așa ceva, este ceva atât de serios, atât de, de, de temeinic, de trainic, încât să te poți rezema pe lucrul acesta. Nu cumva Eremia are totuși dreptate când spune că inima e nespus de înșelătoare, de deznădăjduit, de rea. Nu cumva de multe ori am văzut ceva care am crezut că e altceva și s-a dovedit a fi cu totul altceva. Nu cumva am gândit, ne-am temut, am... nu ne-a dovedit nou viața de câte ori. Am fost atât de departe de realitate, dar acum, acum Filip vrea să se rezemă pe ce vede el, arată-ne pe tatăl, dă-ne dovada aceasta, dă-ne acreditarea aceasta, spune el, și este totală, ne este de ajuns la care Iisus rostește aceste cuvinte. De atâta vreme sunt cu voi și nu mai cunoscut. Cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Cum spui tu, arată-ne pe Tatăl, când tu te uiți la Tatăl de atâta timp, de atâta vreme? Când tot ce vezi tu în jurul tău, în legătură cu mine, este manifestarea prezenței Tatălui, n-ai văzut pe Tatăl în mine? Oricine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Eu și Tatăl una suntem. Sigur, aceste cuvinte pot fi luate cu respectul pe care îl datorăm lui Dumnezeu până la urmă, prin credință, aș spune. Dar dovada care ar putea valida credința noastră este de o așa natură încât indiferent ce fel de argumente, de argumentație, de demonstrații ar produce mintea noastră, nu satisface sufletul. S-au petrecut într-adevăr multe minuni acolo, dar nu era prima dată în istorie când s-au întâmplat minuni mari în numele Lui Dumnezeu. Și ei chiar i-au amintit lui Isus. știi că a mai fost pâine în pustiu, știi că a mai înviat un mort cu Elisei și așa mai departe. Dar Evidența pe care o aduce Isus e de așa natură încât nu are precedent. Cineva, într-adevăr, că a fost înviat din morți, dar ca să spună cineva, în trei zile voi învia, ca după trei zile să se împlinească acest cuvânt și ca tocmai această înviere să fie acreditarea lui Isus, acest lucru s-a întâmplat o singură dată și lucrul acesta a reverberat în toată creația lui Dumnezeu. Niciodată nu vom ajunge undeva în care acest lucru să nu fie avut un cuvânt sau un impact. De ce am învățat aceasta cu privire la Isus? Pentru că ne întrebăm și cu privire la viața noastră. Deci tu ai spus despre tine, Doamne Isuse, că ești templu. Ești templul lui Dumnezeu. Dumnezeu locuiește în tine. Tu ai spus că Tatăl este în tine și tu ești în Tatăl. Și ai spus acest cuvânt profetic: Dărâmați acest Templu de referire la Corpul lui. El le vorbea despre Templul Trupului Său. Ai spus aceste lucruri. Cum rămâne cu noi? Păi, același lucru, de aceea am și mers înaintea voastră, îndemnându-vă să călcați pe urmele mele. Și de aceea și spune apostolul, călcați pe urmele mele, păi, tu ești de încredere, ne putem încrede în Pavel, nu e blestemat omul care se încrede în om, nu, nu ți-am spus să calci pe urmele pe care le fac eu, ci să urmezi exemplul meu care calc pe urmele lui Hristos și tu să calci pe urmele lui Hristos. Aceasta, la aceasta te-am chemat eu pe tine și te-am îndemnat în numele Lui Dumnezeu. Fă ceea ce fac și eu calcă pe urmele lui Hristos. Acest, aceasta este în alta noastră chemare și câtă vreme călcăm pe urmele acestea, așa de clar imprimate în fața conștiinței noastre, câtă vreme mergem pe aceste urme. Sufletul este plin de pace. Îndată ce ne abatem de la urmele acestea, pe indiferent ce altfel de urme, ale cui și când și cum, din clipa aceea, pacea sufletului se dispersează. În, versetul, în capitolul 6 din 1 Corinteni, versetul 19, Pavel Apostolul ne spune dacă Isus a spus trupul acesta, Templul, templul, trupului meu, este descrierea vieții și ființei mele, aceea de templu. Voi nu știți că lucrul acesta e adevărat și cu privire la voi. Ce este omul? Păi iată, 1 Corinteni 6 cu 19. Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt? Templul Duhului Sfânt este trupul nostru, da? Și oamenii care au săvârșit așa rele în istoria lumii, oamenii din mâna cărora mor, oamenii în clipa aceasta, datorită răutății cumplite, Râuri de sânge se varsă în lumea noastră din mâna omului rău și omul acesta rău este tot templul Duhului Sfânt? Este templul Duhului Sfânt dacă Duhul Sfânt locuiește în el. Urmărim din nou textul. Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi? Nu Duhul Sfânt din predica mea, nici Duhul Sfânt din Biblie, nici Duhul Sfânt despre care se vorbește, ci Duhul Sfânt care trăiește în tine, transformă ființa ta într-un templu al Duhului Sfânt. La un moment dat, Isus îi spune lui Petru, nu știi de ce Duh ești îndemnat să vorbești așa cum vorbești. Celor doi frați le spune, nu știți ce Duh vă îndeamnă să cereți foc peste oamenii care au întors spatele lui Isus și nu l-au dorit. fiul omului n-a venit pentru așa ceva. E, da, e o, tu și cu mine, definiția ființei noastre prin creație este aceea de templu al Duhului Sfânt. Nu știți, nu ai învățat de la Hristos lucrul acesta. Că trupul tău nu este o casă de distracții, cum a spus cel care și-a luat viața nu de mult timp. El așa a zis, am privit trupul meu ca un fel de casă de distracții și a sfârșit prin a-și lua viața. E de înțeles în momentul în care îți vezi ființa ca fiind o casă de distracții, e normal să drumul să ducă aici în final, pentru că un om se satură în așa hal de distracție încât nu-i mai trebuie să trăiască. Dar cuvântul lui Dumnezeu spune că ființa noastră are o altă definiție. Noi nu suntem casă de distracții, ci noi suntem chemați să fim templul Duhului Sfânt și suntem dacă Duhul Sfânt locuiește în noi. Și dacă Duhul Sfânt care locuiește în noi și pe care l-am primit de la Dumnezeu este acela care produce sau rodește viața pe care o trăim, dacă izvorăște din el viața noastră. Aceasta este definiția Duhului Sfânt. Și dacă Duhul Sfânt locuind în mine și în tine transformă ființa noastră într-un templu al Duhului Sfânt, atunci partea, ultima parte a versetului 19 ce spune nu știți că voi nu sunteți ai voștri, ci tot ce este frumos, tot ce este nobil, înălțător în viața și ființa noastră, tot ce a contribuit și contribuie la binecuvântarea vieții celor de lângă noi, din casa noastră și dintr-un cerc tot mai larg în jurul nostru, atunci nu sunt roadele noastre, nu sunt produsele noastre, ci voi nu sunteți ai voștri, ci este rodul Duhului Sfânt. Ați auzit cuvintele acestea așa de frumos exprimate și de Iosif și de Daniel în fața potentaților vremilor și în fața unui uh, succes colosal pe care l-au avut în cuvântul pe care l-au predat ei. Este clar, au spus potentații aceștia, că nu există un om ca tine în toată împărăția, i-au spus lui Daniel, lui Iosif și, Iosif a avut grijă ca și Daniel să îndrepte imediat atenția spre izvor pentru că ei credeau că nu sunt ai lor înșile. Ei nu credeau că această lumină pe care au împărțit-o ei generațiilor și-au scăpat lumea de la pieire oamenii acestea. Ei nu credeau că acesta este produsul firilor sau a ceea ce sunt sau au ei. Și ei au spus, este în Cerul un Dumnezeu care te iubește și care îți descoperă aceste lucruri. În mine nu. Nu te uita și apostolii punctează la fel, spun, nu, nu vă uitați la noi. Nu, no, nu, no, nu, no. nu vă uitați la noi, ca și cum prin mâinile noastre s-ar fi întâmplat această minune. Prin mâinile noastre poate o ciorbă de cartofi sau o varză, dar o minune ca aceasta... Absolut imposibil de discutat. Omul acesta se prezintă sănătos în numele lui Isus, nu prin mâinile Sfinte ale Sfinților Apostoli. Ei au avut grijă aceasta și, la fel, trebuie să păstrăm noi permanent în suflet cuvântul acesta. Voi nu sunteți ai voștri. Nu. Eu sunt închinat lui Dumnezeu. Tu ești închinat lui Dumnezeu. Dacă sunt închinat lui Dumnezeu, atunci tot ce este în mine, spune Psalmul, trebuie să slăvească pe Dumnezeu. Și în versetul 15, tot din capitolul 6 din 1 Corinteni, trupurile voastre sunt mădulare sau organe ale lui Hristos. Voi lua eu organele trupului meu și îmi voi bate joc de ele într-un fel sau altul dacă într-adevăr am crezut că trupul meu este templul Duhului Sfânt care locuiește în mine și mi l-a dat Dumnezeu, voi face lucrul acesta. Îmi voi bate joc de stomacul meu sau de plămânii mei sau de creierul meu sau de ficatul meu sau de ochii mei, văzând acest fel de lucruri sau de organele mele într-un fel sau altul, făcând din ele unelte ale nelegiuirii, când eu am fost închinat lui Dumnezeu ca templu al Duhului Sfânt. Nu, nu nu are loc în mintea și sufletul nostru un astfel de gând. Dacă vom voi să credem pe Dumnezeu pe cuvânt și anume că viața și ființa noastră sunt templul Duhului Sfânt, ce este omul? Iată ce este. Templul Duhului Sfânt. Dacă vom voi să credem și să primim acest lucru, dacă vom voi să luăm cuvintele Domnului și Mântuitorului nostru templul acesta, a spus el, templul trupului său și le vom împlini în viața noastră, vom face și viața noastră la scara vieții noastre de oameni. Puterea de schimbare, felul de viață, broadele, tot ce se va întâmpla în jurul ființei noastre, impactul asupra celor de lângă noi, din familia noastră, din biserică, din, din jurul nostru, sunt aproape imposibil de evaluat, pentru că prin noi și în noi lucrează Dumnezeu. Aceasta este cea mai adâncă și cea mai disperată trebuință a țării și a lumii. Oamenii se frământă și caută soluții. Natura geme astăzi și așteaptă schimbarea aceasta, dar schimbarea nu vine dintr-o măsură contra altei măsuri sau așa mai departe, cum se și încearcă de foarte multă vreme. Efortul este de apreciat, dar în același timp este condamnat din start. Firea întreagă așteaptă descoperirea fiilor lui Dumnezeu. Descoperirea unor oameni, a omului din tine și din mine, care e conștient că viața lui este un templu al lui Dumnezeu. Pentru că Duhul Sfânt pe care l-a Dumnezeu locuiește aici și roada Duhului se manifestă în plinătate. Nu știți acest lucru îndeamnă Pavel. Și pentru că nu suntem altceva decât așa cum scrie Iacov aici în capitolul 4, versetul 13, nu sunteți decât un abur, care se arată puțin tel și apoi piere. Aș dori să spun că în acest scurt interval numit viață, între două certificate, unul de naștere, unul de deces, în acest mic interval, cel mai înalt privilegiu al vieții noastre este să aflăm să înțelegem, să credem, să primim și să trăim adevărul acesta pe care ni-l dăruiește Dumnezeu în Domnul Hristos. Trupul tău este templul lui Dumnezeu. Ființa ta cu toate abilitățile și capacitățile ei este templul în care locuiește el. Cum privești tu astfel ființa ta? Dacă acesta este lucru pe care îl crezi despre tine și despre viața ta. Ascultați-mă, spune Iacov, nu trăiți indiferent, neglijent, nepăsător, nu trăiți la întâmplare, vom face asta, vom drege lucrul acesta. Nu, nu faceți lucrul acesta, pentru că viața ce este viața voastră? Nu e decât un abur care se înalță puțin el și având în vedere că este așa de scurt drumul acesta, să ne închinăm mintea și sufletul lui Dumnezeu și să cerem împreună cu omul acela lângă copilul lui bolnav, pare să de epilepsie sau posedat de diavoli. Doamne, cred, cred adevărul acesta despre ființa mea ajută necredinței mele ajută-mă ca orice voi face pe pământul acesta, fie că mâncați sau beți sau oriunde voi merge să nu uit niciodată că sunt templul lui Dumnezeu în care locuiește Duhul Sfânt al lui Dumnezeu care mi-a fost dat și să nu uit că în același timp ceea ce se petrece în acest mic interval în care uh, aburul care se arată puțin tel pe pământ și piere, să nu uit că în acest scurt interval se petrec lucruri cu o semnificație care nu poate fi cuprinsă în cuvinte omenești. O semnificație permanentă pentru totdeauna și totală, aș zice. Tocmai în acest mic interval. Nu există o un nivel de viață sau o calitate a vieții care să se ridice vreodată deasupra definiției acesteia pe care a dat-o Dumnezeu la care răspuns la întrebarea ce este omul? Este templul lui Dumnezeu în care locuiește Duhul Sfânt pe care l-a dat Dumnezeu și este omul care știe că nu este al lui, însuși fac ce vreau cu viața mea, ci este al lui Dumnezeu că într adevăr fac ce vreau cu viața mea. Dar contează mult ce vreau, și cuvântul din psalm spune: Vreau să fac voia ta, Dumnezeule. Vin să fac voia ta, Dumnezeule. Legea ta este în fundul inimii mele, adică în cele mai adânci simțiri și dorințe ale Ființei mele, ele sunt marcate, sunt însemnate de Duhul tău cel Sfânt, de bunătatea lui Dumnezeu în viața aceasta care nu e decât un abur, care se arată puțin tel și apoi piere, cel mai însemnat lucru de știut este că ființa noastră nu este la întâmplare aici, ci Biblia spune că Dumnezeu a pregătit mai dinainte fiecare pas, fiecare faptă în care noi suntem chemați să umblăm. Și mai mulți oameni au pus un stâlp de piatră la capătul unui mormânt și au îndrăznit să numească locul acela loc de veci. Ce este de veci? A venit gârla și a luat cimitirul cu totul, nu prea a fost de veci. S-a terminat. Sau au venit hoții și au spart acolo și au jupuit bijuterii sau ce au găsit acolo. N-a fost de veci. Dumnezeu nu este un Dumnezeu al celor morți ci este un Dumnezeu al celor vii, căci pentru El toți sunt vii, aceasta este de veci. Acest abur care se înalță puțin el este în atenția lui Dumnezeu. Și această înțelegere a naturii și ființei noastre, acest răspuns la întrebarea ce sunt eu, Doamne, pe lumea aceasta, ce este omul, acest lucru devine tăria, puterea, paza sufletului nostru împotriva răului, împotriva nenorocirii, împotriva morții, împotriva deznădejdii și mai ales uh, împotriva acestei rătăciri în care astăzi lumea întreagă trăiește, toată lumea zace în cel rău, lumea fără Dumnezeu nu, nu știe încotro merge și dacă ai întreba între oameni, mii de oameni ar spune că tu, tu ce rost ai? Nu, nu am niciun rost, nu, nu înțeleg rostul. Pe când rostul pe care Mântuitorul îl spune despre sine și pe care îl proiectează peste viața și ființa noastră este într-adevăr de plinul rost. Nu, moartea nu reprezintă destinația noastră. Moartea nu este ultimul cuvânt, nici atât, ci ultimul cuvânt îl are Dumnezeu și ființa ta și ființa mea sunt în ochii lui Dumnezeu, așa cum El descrie în cuvântul său: Ai preț în ochii mei, te prețuiesc, te iubesc. Aceasta spune Dumnezeu despre ființa noastră. Înseamnă că este ceva prețios așezat în noi, este ceva de iubit. Și dacă Dumnezeu iubește un lucru, atunci trebuie să fie forma cea mai înaltă a iubirii. Și răspunsul sufletului nostru e de aceeași natură din nou. Iisus spune templul trupului meu, templul vieții mele și noi spunem și templul vieții mele, Doamne, acesta e răspunsul. Acum Dumnezeu spune, te iubesc cu o iubire veșnică, iar noi răspundem înapoi, iar noi îl iubim pentru că El ne-a iubit mai întâi. Ați observat ce, care era motivul pentru care Iov nu mai vroia să trăiască? A, capitolul 7, versetul 15. A, aș vrea mai bine gătuirea, mai bine moartea decât aceste oase. Sunt oameni care se roagă la Dumnezeu în momentele acestea, Doamne, poate încetez, poate încetez, Doamne, și încheiem, Doamne, viața, și care n-ar vrea să mai vadă dimineața și. A -a, a -a, așa spune Iov aici aș vrea mai bine, să, mai bine moartea decât aceste oase, le disprețuiesc, spune el. Nu voi trăi în veci. Lasă-mă, sunt doar o suflare. O suflare mi este viața. Ce este omul, întreabă el, ca să-ți pese atât de mult de el și să iei seama la el, ca să-l cercetezi în toate diminețile și să-l încerci în toate clipele? Ce este omul, spune el. Adică, ne, ne spune acest cuvânt că deprimarea lui totală, și fatală aproape, era legată de semnificația pe care avea viața lui. Nu avea niciun fel de rost. Ne disprețuiesc acest fel de viață. Dar când se întoarce spre Dumnezeu, vede că Dumnezeu pune preț pe om. Dumnezeul iubește, Dumnezeu cercetează cu o grijă nemaipomenită. Ce omul, ca să-ți pese atât de. Aceasta îi spune lui Dumnezeu, să-ți pese atât de mult de El, cum îți pasă ție de om. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Ce este omul acesta? Ce este omul acesta ca să-i seama la El și să-l cercetezi în toate diminețile? Acesta este omul. În care Dumnezeu își oglindește chipul. Aceasta este chemarea și menirea noastră, să purtăm chipul acesta pe pământ. Aceasta ar fi traducerea expresiei Templu al Duhului Sfânt. Și dacă este să privim în perspectivă, vom auzi la un moment dat, în Ioan 19 cu 5, cea mai înaltă expresie a Ființei numită om, vom auzi aici confirmarea cele mai înalte expresii a ideii de om. În versetul acesta, versetul 5, Iisus a ieșit deci afară purtând cu una de spini, care însemna atât de mult a iubit Dumnezeu lumea ca a dat pe singurul lui fiu și purtând haina de purpură. Epistola către filipeni spune că nu haina ca aceasta a dezbrăcat el, și una adevărată. Purtând acestea, Pilat îl vede și, în loc să spună, iată un condamnat, un peisaj care atât de obișnuit pretutindeni, el deschide gura și rostește cuvintele acestea, iată omul. Acesta este omul așa cum îl vede Dumnezeu. Aici, aceasta este destinația ființei care se numește om. Iată omul. Și dacă ne îndreptăm privirile spre cel despre care a zis el, iată omul, și dacă facem din aceasta speranța ființei noastre, dacă facem, iată omul, din aceasta chemarea cărea ne rugăm lui Dumnezeu să putem răspunde, ne întrebăm ce se poate spune despre omul acesta, iată omul, ce fel de om. Și în, acela în Luca, la capitolul 23, Pilat spune, mi-ați adus înainte pe omul acesta, iată omul, ca pe unul care, atât în rodul la răscoală și după ce am cercetat cu deamărântul înaintea voastră, nu l-am găsit vinovat de niciunul din lucrurile de care este părât aceasta înseamnă omul? Și Daniel a simțit că așa este omul creat de Dumnezeu, că atunci când l-au căutat, l-au inspectat, l-au verificat, nu au găsit nimic în viața lui și el n-a lăsat niciodată o urmă sau o treabă în viața lui care să însemne ceva pentru cineva împotriva mărturiei că el este chemat să fie imaginea și echipul lui Dumnezeu. Nu l-am găsit vinovat. Nu, 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 nu găsesc nicio vină în omul acesta. Aceasta înseamnă, iată omul. Și ceea ce este cel mai mișcător pentru mine, stând în prezența Domnului și a voastră cu această ocazie, sunt cuvintele care au fost puse despre omul acesta. Iată omul care este un prieten al vameșilor și al păcătoșilor. Dacă am fi prieten cu cineva suspus, probabil că am umblat în lumea aceasta cu o atitudine care ar lăsa să se vadă că avem pe cineva undeva. Dar acum ne este oferit un lucru care pur și simplu trece dincolo de orice fel de relație, ori pe cine ar avea cineva și oriunde ar avea cineva pe cineva. Și iată ce spune cuvântul acesta. El este un prieten al vameșilor și al păcătoșilor. și nu aveau prieten la biserică. Păcătoșii nici atât. Ei fusese excluși din biserică. Dar el a venit ca un prieten. Ca prietenul tău și ca prietenul meu. Aceasta este cea mai înaltă, cea mai bogată și cea mai profundă descriere a ființei numită om. Datorită faptului că are prieten pe Dumnezeu. Răspundeam recent la întrebarea aceasta, care ne amestecat tine care popor este ca tine? Care criteriu? Pe criteriu este care să aibă pe Dumnezei lui așa de aproape. Acum, Doamnă și Domnule, Domnișoară, cavalerule, cine pe pământul acesta este mai binecuvântat și mai fericit ca tine? Care ai de prieten pe omul Hristos Iisus? Care este Fiul lui Dumnezeu? Care este chipul Dumnezeului nevăzut? și în același timp prietenul tău. Putem schimba o vorbă cu el? Îți mulțumim, Doamne, pentru cinstea aceasta care e dincolo de orice altă cinste, prin care ai făcut din noi prietenii tăi. Te rugăm să faci din ființa noastră un templu al Duhului Tău Sfânt și să ne ajut să facem și noi din tine prietenul nostru. Pentru totdeauna. Amin.